Monica Columbeanu a revenit în Statele Unite în urmă cu aproximativ o lună de zile. De atunci a tot postat imagini din superba vilă din California a iubitului chinez. Cei mai mulți s-au gândit că cei doi s-au împăcat, dar adevărul este altul. Indiferent de relația dintre cei doi, Mr. Ping nu o poate da afară pe româncă din casă, pentru că în acte aceasta este proprietara de drept. Fosta soția lui Irinel Columbeanu a dat lovitura. Ce cadou de milioane i-a făcut Mr. Ping? Monica Gabor a postat o serie de fotografii în mediul online cu superba vilă din Malibu, în valoare de peste 5 milioane de dolari. Astfel, fanii s-au gândit că românca și Mr. Ping s-au împăcat, iar aceasta a revenit lângă iubitul chinez. Lucrurile stau însă cu totul altfel. Potrivit surselor, afaceristului este imposibil să o dea afară pe fosta doamnă Columbeanu din superba vilă, cel puțin deocamdată. Și asta pentru că aceasta este proprietara din acte a palatului. Responsabil de această situație este chiar chinezul. De-a lungul timpului, acesta a încercat să fie cât mai discret în privința afacerilor sale, așa că a evitat să-și treacă numele în acte. Superba vilă de pe Via Veneția a fost achiziționată pe 19 mai 2014 de la milionarul Jeff Stibel. În acel moment, suma plătită a fost de 3,5 milioane de dolari. Cumpărătorul a fost o companie, 88 Malibu LLC, înregistrată în California. Acționarii firmei sunt Monica Gabor și un fond de investiții, King International Investment Group, condus de Mr. Ping. Cum lucrurile nu au mers foarte bine pentru chinez, fondul de investiții a devenit inactiv după o perioadă. În anul 2018, 88 Malibu LLC și-a întrerupt activitatea, fiind suspendată pentru că nu și-a reînnoit licența. În aceste condiții, Monica Gabor este coproprietar a vilei din California, iar Mr. Ping are mâinile legate, cel puțin până când firma nu ar deveni activă din nou. Acesta nu o poate da afară din casă, nici dacă și-ar dori acest lucru. Ce s-a întâmplat, de fapt, între Monica și Mr. Ping? În această vară, între Monica și iubitul chinez au apărut unele probleme. Românca a șters toate pozele pe care le avea pe contul de socializare cu acesta, apoi și-a petrecut vacanța alături de sora sa, Ramona. Cele două s-au distrat de minune în Grecia și Dubai, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată de când românca a devenit iubita lui Mr. Ping. Imediat, toată lumea s-a gândit că între cei doi s-a produs o ruptură, chiar dacă Monica nu a făcut nicio declarație în acest sens. A postat doar un mesaj cu subînțeles. După ce vacanța s-a terminat, fosta doamnă Columbeanu a revenit în Statele Unite și a început să posteze imagini din vila din Malibu, dar și poze în care apare alături de fiul lui Mr. Ping.